Adică în 1992 am trecut printr-un conflict artificial impus exterior. Nu ne-am avut niciodată anumite probleme la capitolul înțelegerea cu minoritățile care au trăit pe teritoriul public în Moldova. Această problemă cu limba parcă îi duce la reizbucnirea unui conflict la fel artificial. Nu văd asta această provocare și lăsați așa cum ne-am împăcat până în 2021, mă depar să ne împăcăm tot așa. Este o hotărâre a Curții Constituționale, este obligatorie. Eu de atât așa am spus, contează cum înțelepciunea politică a parlamentarilor, dialogul politic pentru a echilibra lucrurile pentru ca să nu izbucnească elemente de destabilizare. Și nici de cum sunt socialiștii să nu impun împotriva Curții Constituționale o nouă lege cu privire la funcționarea limbilor. Asta au anunțat, că vor veni cu o nouă lege. Asta e. Domnul Cârnaț, nu trebuie să vorbim acum pas, da, socialiști, acum este vorba de Parlamentul Republicii Moldova, okay, să identifice o formulă de dialog pentru a echilibra lucrurile. Socialiștii au anunțat că eu să vin cu un proiect de lege similar. Nu, dar atât, doamnă, socialiștii, deputații au obligat să se adică dacă ei vin cu asemenea propuneri în situația respectivă este necesar ca și celelalte fracțiuni să intre în dialog împreună cu Partidul Socialiștilor pentru a identifica acea soluție stabilizatoare. Dar n-avem nevoie acum pentru un moment de o astfel de soluție. Noi vrem acum COVID, acum miliardul furat, bani ca să găsim, numai nu limba. Respectivă de asemenea trebuiește să fie echilibrat în Parlamentul Republicii Moldova. Dumneavoastră ce le-ați recomandat deputaților socialiști? Să mai vină o dată cu acest proiect? Eu recomand tuturor deputaților permanent să discute pe chestiuni sensibile și să identifice formule consensuale care echilibrează situația politică în țară. Pentru un răspuns diplomatic, dar totuși, da sau nu? Răspunsul meu este cel care am dorit eu să vă-l spun dumneavoastră.